Odată cu intrarea în vacanță, Timișoara își aranjează spațiile verzi și locurile de joacă pentru a-și primi locuitorii așa cum se cuvine. Continuăm îngrijirea tuturor spațiilor verzi din cartiere și parcuri prin cosirea ierbii, greblarea rondourilor, tăieri de corecții și degajarea terenurilor de deșeurile vegetale. Pentru bucuria copiilor și liniștea părinților am recondiționat echipamentele de joacă și am montat suprafețe noi de tartan, astfel încât vacanța mare să fie o bucurie zilnică. Locurile de joacă de pe Orșova Colțcu cu Dej Brândușei de la Favorit și Gabriela Taco au beneficiat toate de lucrări de reparații și întreținere. Parcurile Clăbucet, Șopan, Cetății Justiției, Alpinet, Central, Uzinei, Frații Constantin sunt bifate, iar spațiile verzi din zonele Dacia, Lipovei și Tipografilor, dar și din Șagului, Dâmbovița și Centru, sunt și ele pe lista de lucrări în această perioadă, transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.